Am ajuns în zona capului podului, în actuala Piața Victoriei, care, cum spuneam, a cunoscut amenajarea urbanistică finală la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Cel care a început să facă preschimbările în zona asta a fost primarul foarte de succes al Bucureștiului, Emanuel Protopopescu Pache. Printre problemele cu care s-a confruntat acest edil a fost, în primul rând, trasarea marii axe de comunicație nord-sud a orașului, care merge cu șoseaua Chiselev, Bulevardul Catargiu, Bulevardul Magheru, Bălcescu, Brătianu, Cantemir. Unul dintre obstacolele întâmpinate de el în trasarea acestei artere a fost un mai vechi han găsit pe locul actualului Palat Victoria, hanul Niculcea. Proprietarul acestui han, deși modelul de han deja expirase din punct de vedere economic la sfârșitul secolului XIX, încă se bucura de oarecare prosperitate, deoarece stabilimentul lui se găsea la periferia de atunci a orașului și atunci încă exista un trafic destul de mare, cei care veneau, respectiv cei care se pregăteau de drum mai înainte să iasă din oraș. Nu s-a lăsat expropriat nici în ruptul capului și, drept urmare, domnul Pache a recurs la o stratagemă neortodoxă, fiind un om care ținea foarte mult să-și vadă planurile împlinite, respectiv a trimis câțiva clienți falși, să le spunem, cu geamantane în care se găseau canistre cu petrol, că nu știu exact dacă exista benzină pe vremea aia. Drept urmare, ce să vezi, a doua zi hanul luase foc, a fost demolat și a fost distrus și în felul acesta a putut să fie expropriat și s-a putut construi în locul acestuia. Tot astfel se petrec lucrurile și cu o altă clădire situată pe locul actualului Palat Victoria, respectiv clădirea cunoscută de în anecdotica bucureșteană drept prăjitura din capul podului, care arăta cam ca o savarină, o arhitectură destul de eclectică. Clădire care a aparținut domnului despre care am apucat să pomenim un pic mai jos, principelui Grigore Sturza, cel mult mai bine cunoscut drept sub denumirea de Beizadea Vițel. Beizadea, cred că am mai spus ce înseamnă, bei înseamnă principe și zadea este sadea, de fapt, adică autentic, principe veritabil, iar Vițel vine de la faptul că acest fiu al lui Mihail Sturza, domnitorul Moldovei din perioada Revoluției Pașoptiste, era unul dintre primii practicanți de bodybuilding din istoria noastră, dar lipsindu-i echipamentul adecvat, sau mă rog, nu fiind atât de elaborat cum este astăzi, între exercițiile pe care le practica domnul era ridicatul zilnic al unui vițel, care cu timpul crescând a putut să fie ridicat și a devenit deja tăuraș în toată legea, de aici și denumirea, porecla pe care și-a luat-o. Fiind într-adevăr un om cu o constituție fizică impresionantă, se păstrează din păcate doar un profil al lui, o imagine de la piept în sus, deci nu ne putem da seama exact de dimensiuni, dar potrivit memorialiștilor, era un om foarte bine construit, care, printre altele, când se plimba pe calea Victoriei, făcea să crape dalele cu care era pavată trotuarul sub greutatea lui. Și tot așa circula o legendă vis-a-vis de alegerea arhitectului care a făcut acest palat Sturza din capul podului. Era un arhitect german, Julius Reinecke, al cărui tată, cel mai probabil, dacă mi-aduc eu bine aminte, era un tapițer, fusese în apropiu damblagit de Beizadea Vițel în momentul când îi trăsese o palmă. Și de acolo, cumva, ca un soi de reparații morale acordate fiului, l-a lăsat să-i proiecteze palatul. Altfel, trecând peste această parte de anecdotică, omul, într-adevăr, a fost un original al secolului XIX, beneficiind și de o avere, dar nu atât din partea tatălui, care i-a lăsat relativ puțin bani pentru ce mare avere strânsese. A fost un tip preocupat de astronomie, cu un program foarte boem, trezindu-se când dorea el și terorizându-și servitorii, pentru că avea pretenția să fie servit, indiferent când se trezea, cu aplecări către muzică și către artele frumoase, dar altfel o personalitate mai taciturnă. Într-adevăr, fizicul se pare că l-a ajutat, nici de curaj nu ducea lipsă. S-a înrolat în armata otomană în timpul războiului Crimeei, război al Crimeei, de la care moștenim și denumirea primei străzi pe partea dreaptă de la, pe calea Victoriei, strada Sevastopol, amintind de ceea ce până astăzi reprezintă unul dintre principalele porturi ale flotei ruse la Marea Neagră, care a fost asediat în timpul războiului Crimeei. S-a înrolat, cum spuneam, în armata otomană, care de data aia lupta cumva în folosul nostru, pentru că era vorba de oprirea expansionismului rusesc, și a căpătat rangul de pașă cu titlul de Muhlis Pașa, mai luând de la turci un alt frumos obicei, respectiv acela al unui harem,
pe care se pare că l-a întreținut în casele domniei sale până la vârsta de 70 de ani, când s-a gândit că e cazul să se comințească puțin. Din păcate, iarăși ironia sorții a făcut să moară fix în anul când s-a terminat construcția palatului, în 1901, a fost înmormântat la Agapia și n-a stat niciodată în clădirea fastoasă pe care și-o ridicase la capul podului. Drept urmare, la scurtă vreme, clădirea a fost achiziționată de către stat și a devenit întâi palat al funcționarilor publici și după aceea sediu al Ministerului de Externe, rezistând până în 1944, când este afectată de bombardamente și prin demolarea ei, arhitectul Duiliu Marcu ridică clădirea actuală a Palatului Victoria în stil Litorno, stilul caracteristic Italiei în perioada interbelică și care reprezintă până astăzi cu siguranță principalul reper din punct de vedere edilitar din zona Pieței Victoriei, fiind cunoscut de altfel sub denumirea de Palatul Victoria. Tot din ciclu edificii care sunt remarcabile pentru zona, vorbim de clădirea situată peste trecere de noi, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa, edificat în anul 1906 și care vreme de aproape 4 decenii s-a confundat cu personalitatea naturalistului Grigore Antipa, unul dintre oamenii într-adevăr pasionați din perioada aceea, așa zisă eduardiană, nu este perioada victoriană aia a romantismului pur, ci perioada reprezentată de fiul reginei Victoria, regele Eduard al VII-lea, cel care apare pe, inclusiv pe o marcă de țigări, o vreme în care Belle Époque-ul trece într-o era tehnicii până la primul război mondial, când totul pare că poate fi descoperit, totul poate fi explorat, totul poate fi îmbunătățit. Din generația asta face parte și Grigore Antipa, cel care studiază cu fondatorul ecologiei din Germania, dar în momentul ăsta am un lapsus și nu mai mi-aduc aminte numele lui. Și întors în țară, îl impresionează pe regele Carol I, printr-un proiect științific legat de valorificarea resurselor naturale piscicole ale României, România fiind una dintre țările care se bucură de o resursă foarte prețioasă la capitolul ăsta, adică dacă suntem străini de homar sau de languste, avem în schimb o resursă piscicolă foarte rară, reprezentată de sturioni, cei care produc icrele negre și care sunt endemici numai bazinurilor hidrografice din zona Mării Negre și Mării Caspice. Drept urmare, Grigore Antipa venea cu un proiect în care se arăta cum prin respectarea unor cicluri naturale producția poate fi dublată. Regele Carol I a fost atât de impresionat și asta arată și totodată care era politica oamenilor de atunci, în momentul în care întâlneau un om capabil și acordau tot sprijinul, pentru că au primit ordin din partea regelui trei ministere: Ministerul Domeniilor Statului, Ministerul de Finanțe și Ministerul de Război să-l sprijine pe Antipa. Bun, dacă la domenii și la finanțe înțelegem că Petre Pecar trebuia să-i dea cadrul desfășurării de la domenii și Alexandru Marghiloman să-i acorde fondurile necesare, ce-i cu armata? Armata i-a pus la dispoziție crucișătorul Elisabeta, cel achiziționat de amiralul Vasile Urseanu de la Londra, ca să poată să facă o călătorie de explorare științifică în Marea Neagră, să poată să vadă particularitățile faunei și florei din bazinul Mării Negre. În felul acesta, Grigore Antipa și-a pus în practică proiectul și tot el este cel care a insistat la vremea aceea, mi se pare că pe lângă guvernul Dimitrie Sturza, spunând că nu se poate numi o capitală civilizată europeană una care nu are o asemenea instituție de studiu al istoriei naturale, și în felul acesta s-au lăsat convinși oficialii vremii să ridice această clădire în stil neoclasic. Am uitat ce arhitect își pune semnătura, sincer, pe numele Muzeului Antipa. M-am ocupat atât de mult de personalitatea fondatorului încât îmi scapă numele arhitectului. Cert este că de la deschiderea sa din 1906, muzeul s-a remarcat pentru anumite particularități, mai ales folosirea în premieră, la vremea aceea, a dioramelor, a tablourilor vii, cele care îți înfățișează tridimensional mediul natural în care trăiesc anumite viețuitoare. Da, a fost primul muzeu din lume care l-a folosit. Eu copil în anii 90 eram fascinat absolut și cred că aș fi și astăzi de peștera aceea naturală prin care treci prin muzeul Antipa. Grigore Antipa s-a remarcat prin numeroase alte proiecte privind resursele naturale ale României, unul dintre ele vizând și zona unde locuiesc eu,
respectiv lunca, unde, mă rog, de unde sunt eu deloc, lunca Dunării, a existat la momentul acela o dezbatere, să-i spunem, între Grigore Antipa și Anghel Saligny, vis-a-vis de cum se poate amenaja mai bine spațiul inundabil din lunca Dunării, care este foarte fertil, dar care, așa cum îi spune numele, are mica problemă că din când în când nu este lângă Dunăre, ci este în Dunăre. Și Grigore Antipa gândise, nu știu eu să explic în detaliu cum, un sistem de canale care să permite evacuarea apelor în exces, în timp ce Saligny a propus un sistem de îndiguire. Din păcate, către perioada comunistă, a primat sistemul lui Saligny, ceea ce a fost foarte bine o vreme, până când s-a spart unul dintre diguri și ne-am trezit frumos că, odată spart, ăsta acționează exact ca un bazin colector care strânge apa și nu o mai lasă să iasă. Drept urmare, se prea poate să fi fost mai de succes soluția lui Grigore Antipa. Și cu soția a avut o relație foarte apropiată. Soția s-a sfârșit la 2 zile după moartea sa, în 1944. Urnele celor doi, dacă nu mă înșel, se găsesc până astăzi în incinta muzeului. Da, vorbind de un om care s-a confundat pur și simplu cu o instituție și care a lăsat un punct de reper în peisajul bucureștean. În vecinătatea muzeului Antipa, o să o putem vedea mai bine odată ce facem dreapta și trecem de lizieră, se vede o clădire care, din punct de vedere arhitectonic, cel puțin potrivit părerii, potrivit gusturilor mele, este mai reușită. Clădire pe care am menționat-o când am ajuns la Casa Generalului Radu Rossetti, este vorba de clădirea Muzeului Țăranului Român, în stil neoromânesc, cu fațade din cărămida aparentă și cu elementele decorative specifice acestui stil arhitectonic, opera aceluiași arhitect Nicolae Ghica Budești, edificată 6 ani după Muzeul Antipa, la 1912, de data asta la îndemnul și cu sprijinul unui alt mare savant român, de data asta o personalitate în domeniul istoric și al istoriei artei mai ales, cu un nume interesant, Alexandru Țigara Samurcaș. Țigara nu e o poreclă, este un nume de origine română. Zotul Țigara este unul dintre purtătorii de seama acestui nume. În timp ce Samurcaș, este evident vorba de o mezalianță între două familii, Samurcaș este un nume de boieri români, vornicul Constantin Samurcaș fiind între altele titlul actualei mănăstiri Samurcășești din relativa vecinătate a Bucureștiului. Alexandru Țigara Samurcaș s-a remarcat în epocă în anecdote prin zvonul destul de persistent, cum că ar fi fost copilul din Florea regelui Carol I. Deci se pare că nu era chiar atât de scorțos atât acest rege încât să fie complet insensibil la frumusețile vremii sale. Lucru care nu era complet lipsit de temei, dat fiindcă de fiecare dată când se împotmolea puțin tel cariera domnului Samurcaș, apărea salvatoarea intervenție regală care îl ridica un pic din locul unde rămăsese. Între altele, instituțional vorbind, s-a remarcat ca fiind cel mai longeviv director al Fundației Universitare Carol I, actuala Bibliotecă Națională, pe care a condus-o, cred că, vreo 3 decenii, și, bineînțeles, fondatorul muzeului, nu se numea Țăranului Român la vremea, nu mai știu exact, Muzeului Satului Românesc, cred că se numea, a nu se confunda cu Muzeul Satului, cel edificat de Dimitrie Gusti, ceva mai sus, în zona Herăstrăului. Și totodată, drept custodele colecțiilor regale, el fiind cel însărcinat, între altele, cu evacuarea obiectelor de artă veche românească, mai ales din biserici, în condițiile iminentei ocupații germane din 1916. A fost și blamat pentru chestia asta, punându-i se încârcă dispariția mai multor obiecte de artă, dar așa cum am putut constata la sfârșitul ocupației germane, când mai multe clopote istorice de la biserici au fost topite pentru a se folosi bronzul în industria de război, iar primul bust al lui Mihai Eminescu, cel făcut după mulajul de gips de pe chipul său, aflat la autopsie la așezămintele brâncovenești, a fost furat din incita Ateneului și a dispărut fără urmă de mai bine de 100 de ani. Așadar, meritele domnului Alexandru Țigara Samurcaș sunt incontestabile în prezervarea anumitor bunuri culturale ale României. Iar în privința Muzeului Țăranului Român de astăzi, lui îi se datorează achiziționarea primului fond muzeal, incluzând, cred că sunt 2 biserici de lemn din zona Olteniei de secol
18, dacă nu mă înșel, asamblate potrivit tehnicii coadă de rând unic, adică fără să se folosească niciun cui la îmbinarea propriu-zisă a lemnelor, doar prin traforarea marginilor acestora. Colecțiile au fost sporite ulterior. Domnul Țigara Samurcaș a trăit suficient de mult încât să vadă apusul lumii pe care o reprezentase el prin instaurarea comunismului și a locuit exact în zona aceasta de pe șoseaua Chiselev, unde era întâlnit, aflat deja la Senectute, de către doctorul Nicolae Vătămanu, care în compania altor cunoscuți au mers să-l viziteze acasă și au descoperit o casă constituită la fel ca un muzeu, având numeroase tablouri, gravuri, inclusiv gravuri originale de Dürer, le semnalează doctorul Vătămanu, cărți în ediție Princeps cu autograful autorului și la sfârșit consemnează plin de omor domnul doctor că sunt tratați cu o țuică excelentă veche și primez replica că da, la Alexandru Țigara, la Țigara Samurcaș totul este autentic, chiar și țuica. Creația sa a părut că se va pierde în timp pentru că în perioada comunistă clădirea aceasta a devenit sediu muzeului Partidului Comunist și a păstrat această funcționalitate mai puțin nobilă până la până după 1989, când datorită oamenilor de cultură care au fost respectiv sunt Horia Bernea, primul director al muzeului de după ce acesta a revenit la funcția sa inițială și domnul Andrei Pleșu la vremea aceea ministrul culturii, s-a putut reorganiza fondul muzeal. Și atât de bună a fost această reorganizare în cei aproximativ 10 ani de directorat ai domnului Bernea, încât Muzeul Țăranului Român a devenit primul muzeu din sud-estul Europei care a obținut premiul european de muzeografie în anii 90 pentru această foarte bună administrare. Și până în prezent este un tezaur cultural și totodată un tezaur arhitectonic. Este una dintre cele mai frumoase clădiri ale capitalei, după gusturile mele. Șoseaua cu care ne învecinăm noi acum este, pe de altă parte, primul drum drept din București. Da, este șoseaua Chiselev, purtând numele celui care a ordonat amenajarea ei, același mai vechi menționat general Conte Pavel Chiselev. Da, este unul dintre puținele drumuri bucureștene care nu și-au schimbat denumirea de-a lungul timpului. Discutam în pauză că, din păcate, a fost o practică întâlnită mai ales în timpul regimului comunist, dar nu numai, de a schimba denumirile de străzi, ceea ce produc evidente confuzii de orientare. Probabil că în generația părinților mei persistă până astăzi vechile repere stradale din perioada comunistă. Mă duc până la piața nu știu care și aia nu se mai cheamă așa de 30 de ani. Am eu un caz în drumul Taberii, în care nu știu câtă lume știe că e piața Sergiu Celibidache, chiar că toată lumea spune piața Moghioroș, citând culmea un comunist maghiar din perioada stalinistă. Așadar, aia a fost denumirea consacrată. Și pe de altă parte, așa mai de nișă, creând reale probleme celor care, asemenea mie, încearcă să facă o oarecare cercetare pe zona asta de memorialistică bucureșteană, pentru că te confrunți cu scrierile uneia care le redactează cu 60 de ani și îți dă un nume de stradă, dă și vreo 3 edificii dispărute și mult succes să te prinzi despre ce e de fapt vorba. E, din fericire, șoseaua Chiselev este una dintre excepții. Ea poartă, cum am spus, numele acestui general rus care a creat primul drum drept, adevărat și ca să poată să intre mai lesne trupele rusești în București, pentru că de fapt, perioada regulamentelor organice este o soi de perioadă de fezandare a țărilor române, de pregătirea lor pentru viitoarea ocupație rusă, permanentă, bineînțeles. Nu s-a petrecut asta din fericire, însă datorită acestei influențe, București încep să capete un aspect occidental. Șoseaua este gândită pentru prima oară și cu o peisagistică aferentă, fiind plantați copaci, erau celebrii tei de la șosea, nu știu în ce măsură se mai păstrează, respectiv cu cele două ronduri, al doilea rond de către ieșirea din oraș este în prezent ocupat de Arcul de Triumf și a devenit astfel zona predilectă de plimbare sau de preumblare a bucureștinilor, mai ales a celor din lumea bună,
Era absolut de neconceput să faci parte din elita socială și să nu poți să fie să ai propriul tău echipaj, fie să închiriezi o birjă de lux, cel mai adesea cu muscal, și să nu este plimb la șosea seara, în perioada de vară, deci pe la 8-9, sau în perioada de iarnă, cred că acum noi suntem în la momentul plimbării de la șosea. Trecându-se cu, bineînțeles, celebrele bătăi de flori, cei care se duceau spre ieșire, aruncând flori în echipajele care reveneau în oraș și existând o anumită viteză în funcție de prezența sau absența pavajului de piatră, pavajul de tip belgian cu piatră cubică, care nu prea se permite să iei viteză, dispariția lui făcea să se treacă de la trab la un soi de galop, să zicem. Și de-a lungul timpului, în jurul acestei șosele s-a dezvoltat un întreg folclor, bineînțeles și prin apariția localurilor. Cel mai cunoscut până astăzi, dau un spoiler practic dintr-un tur viitor, dar să zicem că o vom avea oricum mai multe de discutat, este actuala Casa Doina, da, așa cunoscută cu denumirea de fapt de Bufetul de la Șosea. Opera arhitectului Ion Mincu a fost un proiect făcut de acesta, de fapt pentru expoziția universală de la Paris din 1889, pentru că l-a gândit la niște costuri foarte ridicate de 100.000 de lei la vremea aia. N-a putut fi realizat acolo, dar ulterior, cu cheltuiala în mare parte directă a lui Pepe Carp, la vremea aia ministrul domeniilor, s-a realizat acest bufet de la șosea cu arhitectură neoromânească, care reprezintă până astăzi și una dintre cele mai elegante clădiri de profil din București și unul din puține restaurante bucureștine care își păstrează tradiția vreme de mai bine de 100 de ani, dar și multe alte stabilimente, plus fiind locul preferabil pentru întâlnirile romantice, așa cum spune o melodie, cred că inițial a cântat-o Cristian Vasile, dar a făcut-o mai celebră înspre noi Gică Petrescu, cu Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară într-o cârciumeară la șosea, unde un cântă un pian și o vioară și unde nu ne vede nimenea. Cam asta era atmosfera asociată șoselei mai înainte și tot aici sunt anumite edificii, mi-am dat seama că putem să-l prezentăm mai încolo puțin. Am ajuns la intersecția cu o altă stradă cu un nume greu explicabil, dar de data asta avem datele. Se cheamă Strada Monetăriei și întrebarea legitimă este: Damian, unde Dumnezeu vezi tu monetărie pe aici? Nu mai există de mai bine de 100 de ani de când a fost relocată unde se găsește în prezent sediul ei, pe actuala stradă Fabrica de Chibrituri din sectorul 5 al capitalei, dar prima monetărie bucureșteană, locul unde s-a bătut pentru prima oară moneda leu, adoptată în timpul lui Carol I, leu care ajunsese în varianta sa de aur să fie la paritate cu dolarul înainte de primul război mondial, a fost bătut aici. Ulterior, evident, din noile necesități urbanistice, s-a produs mutarea monetărie, dar asta explică numele străzii. Există într-adevăr străzi din București care n-au nicio noimă vis-a-vis de ce se numesc, cum se numesc. În schimb, la altele au existat oameni cu cunoștințe istorice care au știut să le asocieze corect cu personalități sau cu instituții care au funcționat acolo. Vedem pe dreapta una dintre școlile cu cea mai reușită arhitectură din București. Este iarăși vorba de un stil eclectic. Este opera unui arhitect italian care a lăsat mai multe contribuții în planul bucureștean, Giulio Magni se numește, este cel care a lăsat Bursa de Valori București de lângă Piața de Flori actuală sau clădirea Academiei Tehnice Militare Ferdinand I, fosta clădire a Seminarului Central, tot din zona Piaței George Coșbuc. Iar legat de clădirea acestei școli stă și memoria faptului că aici a studiat, copil fiind, și marele sculptor Constantin Brâncuș, unul dintre cei mai mari sculptori români din toate vremurile, care din păcate a lăsat grosul operelor sale Franței, pe care și-a ales-o drept al doilea cămin, trăind în a doua parte a vieții acolo, după anumite decepții în spațiul românesc, singura sculptură de for public a lui Constantin Brâncuș la București, fiind bustul generalului doctor Carol Davila, păstrat în incinta spitalului militar, ulterior acesta mergând la Paris și de acolo născându-se eterna aproape problemă a recuperării fondului sculptural Brâncuș, din păcate nu foarte cu succes dusă în prezent. Mi-aduc aminte acum câțiva ani fiasco cu mințenia pământului, da, care ar fi trebuit să fie redobândită prin colectă publică. Dacă nu mă înșel, îl comemorăm pe 19 februarie, da, e ziua lui Brâncuș. Corect, așa e. Se leagă de o zi și am ținut-o minte. Ne aflăm acum în
apropierea incintei, celei mai vechi clădiri care încă se păstrează în tot ansamblul zonei acestea dintre bulevardele Titulescu, să zicem, și Calea Dorobanților, fiind vorba de biserica, cunoscută fie sub denumirea titorului Panfrogheni, fie sub denumirea hramului Izvorul Tămăduirii. Așadar, este ridicată de unul dintre cei mai originali domnei perioadei fanariote, Nicolae Mavrogheni. Era, spre deosebire de restul care au dat denumirea secolului de fanariot, nu era un grec din cartierul Fanar din Constantinopol, ci era un grec de origine mai modestă, născut în insula Paros, care se înrolase în marina otomană, în flota otomană, și ajunsese apropiatul lui Hasan Pasha, unul dintre cei mai cunoscuți și mai vitezi capudani pași, adică mari amirali a Imperiului Otoman, un om care a trăit până la 90 de ani și care, înainte să se împrietenească cu Nicolae Mavrogheni, avea drept animal de companie un leu. Nu o monedă, ci un animal propriu-zis. Așa. Capudan Pașa, care l-a sprijinit, numindu-l întâi dragoman, adică interpret al flotei otomane, în general rampa de lansare pentru restul fanarioților, era funcția de dragoman al lui Reis Efendi, deci de tălmaci al ministrului afacerilor externe, dublată, iată, din timpul Nicolae Mavrogheni, de funcția asta de interpret al flotei, pentru că flota otomană era cea care intra cel mai des în contact cu puterile străine și atunci aveai nevoie de un interpret. Este cazul acelui Retoridi, despre cărui casă am vorbit la Intercontinental. Și în felul acesta reușește să urce treptat în ierarhie, cât și în grațiile sultanului, reușind să fie numit în a doua parte a secolului XVIII ca domnitor al țării românești. Era un om original, pornind de la aspect, fiind tatuat, asemenea multor alți navigatori, ceea ce a constituit un scandal la București, fiind o fire într-adevăr colerică, cu izbucniri de mânie și cu o privire șașie care cumva crea groază în cei care se aflau sub căutătura ei. Ienăchiță Văcărescu, unul dintre oamenii care l-au detestat profund, îl numește această poznă ahirii, care a fost Nicolae Mavrogheni, și într-adevăr s-a remarcat prin anumite excentricități, probabil cea mai cunoscută fiind aceea că umbla într-un rădvan tras de 6 cerpi cu coarnele aurite pe străzile capitalei, sau că... Da, poleite cu aur. Așa, sau că a dat anumite legi, între care una care pedepsa cu moartea lipsa de la slujba de duminică. Nu cred că a fost vreodată pusă în practică, dar oricum o prevedere un pic cam extremă. Mă, maică, poate mi-era rău! Așa. Și cert este că, dincolo de aceste excentricități, a fost unul dintre cei mai capabili domnitori fanarioți. Unii istorici îl numesc Vlad Țepeș al secolului fanariot, pentru că a încercat, pe de o parte, să refacă potențialul militar al țării românești, de fapt să recreeze o armată națională care era cam absentă din vremea lui Brâncoveanu. De fapt, Constantin Mavrocordat o desființase cu totul. A reușit să facă într-o măsură lucrul ăsta, dar nu suficient de rapid și nu suficient de temeinic cât să se poată opună cu succes austriecilor în cadrul unui nou război al Imperiului Otoman cu vecinii săi de la răsărit, respectiv de la apus. Și fiind învins în luptele cu austriecii, e nevoie să fugă peste Dunăre, revine cu ajutor turcesc, mai e învins odată și după aceea îi se taie capul de către proprii protectori, chiar de către turci, cap ulterior recuperat de familie și îngropat în ctitoria pe care o lăsase în insula natală, dar lasă și la București ctitoria pe care o vedem aici, care a cunoscut câteva prefaceri de ordin arhitectonic de la momentul zero, să spunem, până astăzi, ctitoria care nu are degeaba hramul Izvorul Tămăduirii, pentru că în incinta ei se mai găsea și casa centrală a apelor, stabilimentul apelor. Suntem în zona unde se captau apele de la Grozăvești printr-o rețea de olane, de țevi din ceramică băgate într-un suport, într-un soi de cofrag cu nisip, sau excavat parțial rămășițele acestui sistem de acumulare cu apă în cadrul unor lucrări publice anul trecut și au fost publicate poze. O treabă făcută cu mult simț de răspundere, dacă stăm să luăm în calcul posibilitățile tehnice ale epocii, și totodată unul dintre progresele certe ale perioadei fanariote, faptul că abia atunci începe aprovizionarea cu apă a Bucureștiului. Deci există o rețea de cișmele care este dezvoltată de fanarioți și punctul ei central oarecumva era aici. Aici, unde, de asemenea, aflându-se deja în afara orașului și având o proprietate destul de extinsă, domnitorul Mavrogheni mai face pentru petrecerea zilelor din sezonul cald și un foișor
și niște case domnești. Deci era o zonă de relaxare, făcând asemenea celorlalți boieri, nu călătorii mai lungi până la munte sau până la mare, că nu se putea la vremea aceea, ci călătorii doar în afara orașului ca să scape un pic de zgomotul cotidian și să se poate relaxa la umbra foișorului, să-și petreacă, stând la un ciubuc sau la o cafea, să-și petreacă frumos timpul de odihnă. Și tot aici înființează și o tipografie care, dacă nu are o activitate prea intensă în perioada fanariotă, ulterior este preluată de trei întreprinzători, doctorul Constantinache Caracaș, slugerul Radu Clinceanu și Dumitrache Toplicianu. Cei trei asociați, ajungând în istoria românilor drept primii proprietari de tipografie privată, pentru că până atunci industria tipografică fusese aproape monopol al bisericii. Biserica, cu un rol cultural clar important în propagarea culturii scrise de-a lungul secolelor, ținuse monopolul tipăriturilor până la vremea aceea și abia odată cu această întreprindere trece și în sectorul privat, ea fiind preluată această tipografie la scurtă vreme de către una dintre cele mai luminoase personalități ale culturii române din secolul XIX, cel care se învecinează cu Spiru Haret la Universitate, la statui, este vorba de Ion Heliade Rădulescu, cel care lasă îndemnul până astăzi, scrieți băieți, numai scrieți, ca să avem și noi literatură să ne numărăm printre națiunile civilizate. Cel care este primul președinte al Academiei Române și cel care, din teascurile acestei tipografii înființate de Mavrogin și care cunoaște mai multe prefaceri, reușește să scoată la 1832, dacă nu mă înșel, primul ziar românesc, Curierul Românesc, și primul ziar românesc în istorie, tipărit cu, încă cu caractere chirilice, este opera sa și astfel se explică de ce până astăzi în incinta Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogin se păstrează monumentul non omnis moriar ridicat în memoria lui Ion Heliade Rădulescu în 1913, când, iată, ministru al cultelor și al instrucției era același doctor în drept Constantin Disescu, a cărui casă am vizitat-o ceva mai înainte. E o alăturare fericită, să spunem, a acestor personalități culturale, cât și a acestor monumente în cadrul aceluiași ansamblu. Iată și o cișmea care cumva păstrează simbolic amintirea cișmelei lui Mavrogin și a casei apelor și tot în incinta curții acestea vedem, pe de-o parte, chipul lui Constantin Brâncuș, care a studiat în zonă și, cum ați subliniat voi și foarte corect, în partea dreaptă ar trebui să fie și mormântul primului director al Muzeului Țăranului Român de după 1990, Horia Bernea, fiul lui Ernest Bernea, două personalități luminoase ale culturii române. Revenim în strada monetăriei și o să ne îndreptăm acum spre ceea ce, deși astăzi nu mai este în mare parte perceput ca atare, dar a fost primul parc public amenajat în București, mai vechi cu câțiva ani decât Cismigiu, deși are același autor. Este vorba de Parcul Kiselev, realizat de peisagistul vienesc Carl Friedrich Mayer, cel adus anume în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, pentru a se ocupa de amenajarea spațiului verde bucureștean. De ce avem așa de târziu un parc, când, de exemplu, în Marea Britanie astea apar prin secolul XVII, iar Franța, de exemplu, cu parcul de la Versailles a făcut istorie, este pentru simplu fapt că Bucureștiul, până la jumătatea secolului XIX, se prezenta ca fiind o mare grădină. Existau, la un moment dat, reglementări urbanistice care cereau să se oprească cumpărarea de proprietăți la periferie, pentru că extinderea orașului era deja foarte mare raportată la populația sa. În jurul anului 1900, un studiu demonstra că Bucureștiul avea o suprafață egală cu Parisul, în timp ce populația era numai 10% din cea a capitalei franceze, pentru că proprietățile erau imense și atunci area de răspândire a orașului era foarte mare
ceea ce în condițiile absenței până târziu de tot a plăcuțelor stradale și a numerotării clădirilor crea o situație absolut haotică într-un oraș mare cu case răsfirate și unde nu ai niciun fel de sistem de orientare în spațiu, e aproape imposibil să te descurci propriu-zis. E antiteză față de astăzi unde suntem. Da, astăzi, în schimb, creșterea valorii spațiilor imobiliare au creat cumva aglomerări, însă să spunem că zona asta a parcului Kiselev încă păstrează vechile norme urbanistice de menținere a spațiului verde, în timp ce singura Casa Filipescu Cesianu a mai rămas pe vechea Calea Victoriei, o insulă cumva, o oază de verdeață, într-un spațiu altfel destul de saturat de betoane. Mai exista o problemă cu extinderea orașului. Vechea formă de delimitare a spațiului urban se făcea prin intermediul barierelor. Aproape toate arterele principale bucureștene se terminau în zona urbană printr-o barieră. Bariera Vergului, bariera de la Șerban-Vodă. Și la bariere existau mai multe chestiuni care se desfășurau respectiv. Pe de-o parte era zona unde se verifica conținutul carelor cu marfă, care se puteau strecura foarte bine și printre echipajele foarte rafinate de pe șoseaua Kiselev, căutându-se mai ales băuturile spiritoase, care erau cel mai puternic impozitate, și de aceea cei care se ocupau cu controlarea acestui conținut se numeau și spirtari. Și erau oameni care de regulă împungeau cu o rangă ascuțită sau cu un piron de fier prin paiele sau prin ce se găsea în carele țăranilor, ca să găsească marfa de contrabandă. În felul ăsta, unul dintre spirtari a reușit să găsească un bandit care s-a ascunsese în fânul dintr-un car și l-a omorât, bineînțeles, ajungând astfel să fie comandantul poliției ceva mai târziu. Și de asemenea, mai exista o problemă vis-a-vis de impozitarea cârciumilor. De multe ori, întreprinzătorii români, mereu ingenioși, își puneau cârciuma la câțiva metri distanță în afara barierei, ca să fie astfel impozitați extra-vilan, nu intra-vilan, ceea ce determina autoritățile periodic să mute barierele ca să includă cârciumile în spațiul urban. Și acest etern tango între întreprinzători și autoritățile publice a provocat într-o anumită măsură extinderea propriu-zisă a orașului. Oricum, suntem în zona orașului care a cunoscut, să spunem, și din vechime o întindere mai mare spre deosebire de zona de sud sau zona de vest, care s-a dezvoltat mai târziu, aici fiind prin excelență zonă rezidențială și zonă rezidențială de lux. Așa vedem, de exemplu, în romanul lui Cezar Petrescu, Calea Victoriei, care compară Calea Victoriei cu un copac care își are rădăcini în centru financiar, în zona băncilor, și aici deja suntem în zona ramurilor acelui copac, unde stau grangurii, unde stau păsările mari în fel de fel de cuiburi luxoase, flancate, iată, de ample spații verzi. Cel din fața noastră este ceea ce a rămas, cel puțin, din mai vechiul parc Kiselev, amenajat de Carl Friedrich Mayer în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, spațiu care a marcat și o premieră în urbanistica bucureșteană. Deci, lăsând la o parte că este primul spațiu verde amenajat ca atare, a fost și locul unde a funcționat prima fântână arteziană din București, și aici facem legătura și cu turul făcut pe malurile Dâmboviței, unde am vorbit de Vadul Sacagiilor, actualul sediu al Ministerului de Interne. De acolo, printr-o rețeală de asemenea de conducte, dar de data asta cu ajutorul unei mașini cu aburi, numită mașina de foc, deci o mașină de pompare, s-a adus apa până aici, deci câțiva kilometri bun distanță, pentru a, folosind un sistem de pompare a apei, să fie aruncată, cronica spune, la 50 de metri înălțime. Mie mi-e greu totuși să cred că s-a putut obține o asemenea distanță, dar așa spune documentul. Cert este că a reprezentat unul dintre evenimentele mondene cu cea mai mare audiență în Bucureștiul de atunci. Jumătate din populația capitalei a fost prezentă să vadă acest fapt numai întâlnit. Suntem într-o epocă puțin după momentul când un cronicar precum Zilot Românu se minunează ca la o treabă dumnezeiască de faptul că iese apă din perete și nu se mai isprăvește, pentru că omul vedea una dintre primele cișmele particulare amplasate într-o casă. Așa, și tot în zona asta am fi avut o altă rețea stradală până în perioada interbelică, respectiv actualul institut geologic pe care îl vedem în partea dreaptă și care prezintă, dar un pic simplificat, trăsăturile muzeului arhitectonice ale Muzeului Țăranului Român. S-ar fi găsit mai înainte pe locul unui puț aflat pe proprietatea unuia din familia Gianu,
un puț cu totodată o cruce amplasat aici. Deci o zonă folosită pentru adăparea animalelor de povară care tranzitau această arteră nordică a orașului și totodată strada s-ar fi continuat către ceea ce deja vedem prin Crengile Copacilor, Institutul de Istorie Universală Nicolae Iorga al Academiei Române, cel edificat în perioada interbelică de către arhitectul Petre Antonescu ca un soi de cadou făcut de regele Carol al II-lea, despre care se pot comenta multe, atât în privința vieții personale, cât și în privința guvernării, dar e un fapt îndeopște și de recunoscut astăzi că a fost un patron real al culturii, editora Fundațiilor Regale și Săptămâna Cărții la București sunt două dintre mărturiile palpabile pentru sprijinul direct acordat. În schimb, istoria cu Nicolae Iorga este un pic mai nuanțată, să spunem, mai complexă, respectiv marele istoric, care deja era un nume consacrat, vorbeam că nababul fusese printre cei care îi văzuseră valoarea și îl promovaseră, s-a lăsat tentat în perioada interbelică, ceea ce majoritatea biografiilor săi consideră a fi fost o greșeală, să intre și în politică, deși gloria lui academică era greu de imaginat astăzi, și a fost folosit de Carol al II-lea, care avea destule pete de șters în CV-ul personal, ca o manieră de a spăla imaginea, folosindu-se de renumele marelui savant, pe care l-a pus în fruntea guvernului, fix în perioada de final a marii crize economice, care a urmat crahului de pe Wall Street, între deciliile 2 și 3 ale secolului 20. Bineînțeles că, indiferent cât de mare istoric era Nicolae Iorga, nu cred că avea aptitudini în domeniul economic, așadar s-a prelungit destul de mult criza și în mod cert nu Nicolae Iorga și nu inexistentele sale abilități economice au scos România din criză, dar a fost, cum spuneam, o manieră de a te folosi de prestigiul unui mare savant ca să-ți îmbunătățești propria imagine. De perioada guvernării lui Nicolae Iorga se leagă mai multe snoave, una dintre ele cele mai cunoscute fiind aceea potrivit căreia un ministru nou numit în cabinetul prezidat de Nicolae Iorga vine pentru prima oară la o ședință de consiliu și colegii, făcându-i o glumă, îl pun pe scaunul lui Iorga, care încă nu sosise. În momentul în care vine Iorga, asta constată speriat că s-a pus pe locul primului ministru, se ridică brusc, Iorga spunându-i cam stai liniștit, dragă, capul contează, nu curul. Așa, și totodată, tot de la, din timpul guvernării Iorga, de exemplu, avem cea mai amplă revoltă studențească din Bucureștiul interbelic, cea despre care vorbeam tot așa când vorbeam despre cetatea universitară, cea de la Cantina Gutenberg, de data asta avându-l pe Iorga întâi în postura de profesor la Facultatea de Drept, neînțelegând doleanțele studenților și spunând cu stilul lui grasat că asta este curată neobrăzare, și drept urmare plecând de la curs, ulterior urmând intervenția în forța jandarmilor la instigațiile cei drept ale lui Nicolae Iorga, celor lui Constantin Argetoianu. Dar cu siguranță asta era și un tip, să spunem, delicat conștient de valoarea lui, dacă nu chiar greu digerabil, probabil, pentru aia din prejur, fiind, într-adevăr, un polimat, eu mă uit că asta nu se mai face verde. Sunt sigură că e defect. Așa, adică la un moment dat, cred că o să... La un moment dat, dar cred că acum jumătate de oră. Nu știu, cred că era cu butonul. Ne-am luat cu firul discuției și... Tu stai deja pe... Eventual prinzi o ocazie și continuăm turul în jos. Exact. Așa. Deci asta probabil că nu era cel mai ușor om în sufletul petrecerii, cum să-i spun altfel, dar altfel un geniu, într-o manieră incontestabilă, un polimat care stăpânea aproape 10 limbi străine, la fel a rămas snoava potrivit căreia trimis într-o misiune diplomatică la Ankara, a călătorit cu trenul, deci vorbind de o călătorie de, hai să zicem, o zi, două. Când a plecat de la București, nu vorbea limba turcă, atunci când a ajuns la Ankara, vorbea limba turcă, în ce măsură vorbea greu de spus, și tot așa vis-a-vis de capacitatea sa de a acumula informații și de a reda informații extrem de mare, avea o manieră de a citi care pur și simplu îi uimea pe contemporan, pentru că părea că citește în diagonală, cum am răsfoit o carte, Nicolae Iorga chiar o citea, și avea o capacitate imensă de a scrie, haidem și noi căi verde sau ba, respectiv Cincina Pavelescu glumea că Iorga scrie în kilometru antic, nu în metru antic. Un cercetător al operei sale spunându-l la un moment dat că, bun, dacă în privința studiilor mare ale cărților publicate
avem evidența lor completă. În schimb, în ceea ce privește cuvintele înainte, recenzii și alte chestiuni din astea mai mărunte, e aproape imposibil să ai o evidență completă la atât de mult. A scris Nicolae Iorga. Și tot așa Păstorel Teodoreanu, care se pare că a sesizat la fel firea greu digerabilă a marelui savant, i-a compus un întreg volum intitulat sugestiv Strofe cu pelin de mai pentru Iorga Neculai, între care are o epigramă la un moment dat că de la neamț până la hindus, omul din maimuță-i dus, numai Iorga știm noi toți că se trage din la rus. Așa. Și la un moment dat, făcând tot așa o comparație cu părosul demiurg, pentru că, un fapt mai puțin cunoscut, Iorga a încercat să se, s-a produs nu doar în domeniul istoriografiei, ci și în domeniul prozei și al dramaturgiei, scriind inclusiv o piesă denumită Isus, în care vrea să prezinte istoric viața Mântuitorului Hristos și tot așa, când asistă la piesă Cincina Pavelescu, spune că ieșind de la Hristos unde mi-intrase os în os, nu mai știu care e a treia strofă, dar mi-a zis că calvarul tău, Hristoase, nu s-a sfârșit. Te-a mai răstignit Iorga odată. Bun, toate lucrurile astea frumoase sau mai puțin frumoase în țepături colegiale s-au cam sfârșit, din păcate, în 1940. Nicolae Iorga, cu sau fără voia sa, a fost folosit un pretext de către regele Carol al II-lea în urma unei scrisori, unei plângeri a sa vis-a-vis de acuzațiile legionarilor, s-a ajuns la arestarea lui Corneliu Zelea Codreanu și după aceea asasinarea lui din ordinul lui Carol al II-lea, ceea ce a fost perceput de către legionari ca o implicare personală a profesorului în împotriva legiunii și, drept urmare, în 1940 a fost ridicat de un comandă legionar din locuința sa de la Sinaia și, sub pretextul aducerii sale la București, a fost împușcat și lăsat pe marginea drumului în pădurea de la Strejnic, fiind găsit de niște țărani pe marginea drumului ulterior. Sfârșitul vieții lui Iorga este arătat destul de pertinent istoric într-un film realizat în ultimii ani ai comunismului, Drumeț în calea lupilor, în care este înfățișată ultima parte a vieții marelui savant, care își lasă numele până astăzi Institutului de Istorie Universală, în cadrul căreia au activat ulterior cei mai reputați cercetători din România, că vorbim de Constantin Giurescu, că vorbim de unul dintre principalii discipoli ai lui Iorga, Petre P. Panaitescu, unul dintre marii noștri slaviști cercetători ai documentelor vechi românești, și autorul uneia dintre cele mai concise istorii ale românilor, din păcate puțin cunoscută astăzi, fie că vorbim de Dinu Giurescu sau de Șerban Papacostea, fiul secretarului personal al mareșalului Averescu. Și de alte personalități, până astăzi, am mai auzit de multe ori ideea că nu mai există cercetare în România, nu știu să mă pronunț în alte domenii, dar în privința cercetării istorice este reală, este prezentă, cercetători de la Institutul Iorga publică în continuare și nu vorbim numai de așa zisele studii academice seci și inaccesibile, seci din punct de vedere al limbajului, inaccesibile marilor mase de cititori, ci vorbim și de lucrări de actualizare istorică, fie de secolul XVIII, cum publică doamna Constanța Mitile Ghițulescu, fie de secolul 20-21, cum publică domnul Cosmin Popa, și sunt numai două nume din numeroasele pe care le putem cita. Deci este în continuare un institut activ al Academiei Române, deținând, evident, și parte din biblioteca savantului Nicolae Iorga, care reprezenta o eternă poveste de groază pentru oricine trebuia să-l mute pe Iorga dintr-o casă în alta, pentru că vorbim de mii de volume. Iorga se afirma ca o veritabilă pițipoancă culturală când era vorba de cumpărat cărți de la fel de fel de anticari. A rămas celebră și snoava. Eu am localizat-o ca fiind în Piața Victoriei, alții mi-au spus că ar fi vorba de casa de pe Buzești, indiferent de care ar fi vorba. La un moment dat, în tipul demolărilor din perioada ceaușistă, Ceaușescu, trecând pe stradă exact cu gestul lui de magician, de a dată așa cu mâna și dispărea un cartier întreg, vede casa și zice jos și cu asta, la care un aghiotant îi spune tovarășul, dar aici a stat Iorga. Stați-l niște bani și lăsați-l să... Acum, asta totuși cred că e trasă de păr, adică nu era omul o somitate, dar cred că auzise, știa cine este Nicolae Iorga. Și în cele din urmă ajungem, acum ne aflăm cam pe proprietățile, am tot zis Ecaterina, Eliza a chemat-o, Bibescu, așa, Elizei Bibescu. Facem erată la restul documentarului, dacă a observat cineva... Dar am mai vorbit de Eliza Bibescu în turul de astăzi. Exact. Așa, aici ne aflăm pe proprietățile ei
și vis-a-vis vedem ultima clădire din cadrul turului de astăzi, fiind vorba de iarăși o reședință boierească inițial, pentru că este făcută pentru un fiu al generalului Manu, Iancu Manu, de către arhitectul Grigore Cerchez, imitând hotelul Byron din Paris, actualul Muzeu Rodin. Deci elementele arhitectonice neoclasice și eclectice cumva trimit la această reședință pariziană, care după ce nu mai se află în posesia familiei Manu, încape în interbelic în mâinile una dintre cei mai bogați afaceriși și industriași României perioadei. Este vorba de Max Aușnic, cel care împreună cu Nicolae Malaxa și cu Dumitru Mociorniță constituie elita industriei românești din perioada aceea, acționar majoritar la uzinele Reșița și la concernul siderurgic Titan Călan. Max Aușnic a remarcat în epocă prin o bogăție fabuloasă, obținută nu neapărat sau nu exclusiv prin mijloace cinstite, deoarece împreună cu Nicolae Malaxa au profitat de caracterul diferit al lui Carol al II-lea față de Ferdinand I și Carol I, care au fost modele de corectitudine, și au văzut că regele primește mici atenții, mici este un eufemism, drept urmare i l-au oferit ca atare, fie sub formă de donații propriu-zise către fundația regală, fie sub forma unor partide pierdute de poker pe care le jucau în compania Camarilei Regale, așa cum era cunoscută, condusă de Duduia, de Elena Lupescu, cea care a marcat viața amoroasă a lui Carol al II-lea în cea de-a doua parte a acesteia, mareșalul curții Ernest Urdăreanu și alții, la un moment dat, rămânând notoriu, nu mai știu dacă era vorba de Aușnic sau de Malaxa, când se grăbeau la un moment dat să plece, ce zic că trebuie să pierd ca să închidem jocul și să mă duc în ale mele. Ceea ce în timp i-a diferențiat pe Max Aușnic și Nicolae Malaxa a fost în primul rând originea acestora. Max Aușnic era evreu, ceea ce nu era o treabă foarte norocoasă în perioada interbelică, când înfloreau în toată Europa curentele totalitariste și antisemite. Așa. Și totodată Max Aușnic se arăta mai puțin maleabil decât Nicolae Malaxa. Regele era invidios pe el pentru că încerca să-l concureze în privința filantropiei, a operelor de binefacere. La un moment dat există o amintire povestită de Grigore Vasiliu Birlic, marele nostru actor de comedie, care merge cu un confrate de breaslă la Max Aușnic să-i ceară o sponsorizare pentru ceva. Și povestește cum l-a aflat la biroul său, Aușnic a apăsat un comutator electric de sub birou și în spatele lui s-a deschis un perete, fiind de fapt o ușă de safe, văzând apoi Grigore Vasiliu Birlic în pragul apoplexiei, un perete întreg căptușit cu fișicuri de bani. Industriașul, având simțul umorului, s-a întors așa glumesc, zice, și cam cât să fie, și a deschis degetele așa, la care colegului Birlic, Birlica mărturisește că el se cam scursese de emoție, colegul Birlic a avut mai multă prezență de spirit, zice, deschideți mai mult mâna, mai mult mâna. Și a deschis mai mult mâna și a râs, le-a dat banii și a văzut de treabă. E bine, toată această activitate a lui Max Aușnic l-a deranjat pe rege, care i-a intentat un proces, acuzându-l de anumite fraude și dat fiind profilul activității sale de sabotare a apărării naționale, pentru că se ocupa inclusiv cu industria de armament, ajungând astfel să fie pus în închisoare, să fie privat de libertate. Bineînțeles, motivul real, mobilul real al acțiunii fiind cedarea acțiunilor sale către Nicolae Malaxa, care era mai apropiat de palat. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, Max Aușnic nu a cedat. Culmea, a ajuns să fie eliberat în anii 40, 42 sau 43, deci în timpul guvernului Antonescu, fiindu-i comutată pedeapsa cu închisoarea la muncă silnică, culmea, la una dintre companiile deținute anterior de el. Pentru că fusese victima regimului, i-a fost retrocedată mare parte din avere odată cu instaurarea guvernului de după 23 august 44, dar având și conexiunile necesare, asemenea altora din lumea suspusă, a știut ce va urma în comunism, drept urmare și-a pus din vremea averea mobilă în siguranță și a emigrat el însuși în Statele Unite ale Americii, unde a obținut cetățenia și unde a avut grijă ulterior să-i frâneze cât a putut de mult demersurile lui Nicolae Malaxa, emigrat la rândul lui de a dobândi cetățenia, neuitând ce pățise de pe urma lui în perioada interbelică. În urma, bineînțeles, a plecării lui Max Aușnic din țară și palatul din fața noastră a fost naționalizat, devenind până în anii 70 reședința uneia dintre cele mai cunoscute perioadele comunismului timpuriu din țara noastră, Dr. Petru Groza.
Dr. Petru Groza, un burghez de fapt și avocat de profesie, care se apropiase din timp de comuniști, având o intuiție probabilă a ascensiunilor politice, cel căreia, obiectiv vorbind, totuși, se pare că îi dator realipirea nord-vestului Transilvaniei, anexat de Ungaria în urma dictatului de la Viena și revenit prin bunăvoința lui Stalin, care dicta în Europa răsăriteană la teritoriul românesc, prin simplu fapt că s-a dus și s-a gudurat în fața lui Stalin, lucru de care era foarte mândru. De altfel, acum, comportamentul lui nu era un om prost, dar a fost clar un om care a profitat la maxim de regimul nou instituit, este sancționat ca atare de Păstorel Teodoreanu, care pe de-o parte ironizează faptul că lingușirea manifestată de Groza față de sovietici, spunând cu ocazia unei vizite a stoia în Uniunea Sovietică, din Galați la Port Artur, Petru Groza în carlingă, n-a găsit atâta cur cât ar fi putut să lingă. Caligula, imperator, din cal făcut senator, Petru Groza, mai sinistru, a făcut din bou ministru. Este vorba de cunoscutul ministru al agriculturii din vremea aia, cu un nume interesant, Remulus, un mixaj, Zăroni, care era analfabet la propriu, dar era ministru și era deliciu, oricui asculta cuvântările sale, în deliciu în sensul că era o varză totală, așa, tot astfel, făcând la un moment dat ironie pe Păstorel Teodoreanu vis-a-vis de spolierile economice făcute de sovietici, spunea la un moment dat că armistițiul ne-a impus să dăm boii pentru rus, ca să completăm noi doza, l-am trimis pe Petru Groza. Și mergând pe toată linia aceasta, Petru Groza evident că a fost trecut pe linie moartă în perioada finală a lui Gheorghiu, deci cu atât mai mult în timpul lui Ceaușescu, rămâne dintre cei mai spălați, să spunem așa, din perioada regimului. Ulterior, după moartea sa, este transformată în casă de primire a regimului și pentru o perioadă știu că aici funcționează ambasada Argentinei, pentru ca după Revoluția din decembrie 89 să fie în timp, în următorii 10 ani, retrocedată proprietarului de drept, respectiv fiului lui Max Auschnitt, industriașul, afaceristul american Steven Auschnitt, cel care era la rândul său milionar, nu atât prin moștenirea tatălui, cât prin propriul geniu managerial, el fiind inventatorul pungii de plastic cu fermoar, care poate să nu pară mare lucru, dar când o folosesc milioane de gospodării, devine o afacere bănoasă. L-a primit, dar fiind deja nonagenar domnul Steven Auschnitt, a ales să nu-l păstreze și l-a vândut în anul 2006 domnului George Becali, cel care îl deține până în momentul de față. Asta este istoria destul de îndelungată a unei reședințe de lux bucureștene, așa cum sunt mai multe aici și o să avem ocazia să le descoperim și pe acelea într-un viitor. Mulțumim! Cu mare drag! Pe data viitoare! Pe curând!